făcut revista 13 plus și voi citi un singur distih al lui poetului Adrian Boica. În poezie, cuvântul del Montez, cum se cuvine, e ca în ceasornic salva de rubine. Și rog pe Domnul, am numele pe acolo, și dar vă spuneți dumneavoastră numele aici, la microfon. Distins auditor, sunt, am vrut să fac pe ofițerul stării civile, înainte de a mă prezenta, pentru că, într-adevăr, sunt ofițer în rezervă, numesc comandorul Vartic, am fost redactorul șef al revistei de istorie militară, vreo 15 ani. Așa spuneți, domnul Vartic. Aș fi vrut să-i citesc certificatul de naștere al poetei Maria Șerban, cu care am fost coleg. Certificatul de naștere al Mariei Șerban, care este născută pe plaiul Bistrițene și adoptată, logodită, aș spune eu, cu ținutul lui Brâncuș, cu poarta sărutului, masa pe cer, Colana Infinitului și cum e asta, pe care nu le uită în poeziile sale. Spuneam că după ce și-a publicat două volume de poezii, Lostrița Albastră și Muntele Ascuns, cel puțin cea de-a doua, și profit de faptul că vorbesc după domnul Geo Stroie, eu când am văzut coperta celei de-a doua cărți, Muntele Ascuns, când am văzut, priviți coperta, Pogaionul, Lupul Alb și Calendarul Dacic. Eu credeam că a apărut la editura Academiei Daco Român. Mai e bine. N-a fost să fie așa, dar poate că următoarea... Da. Cine știe? De acord. Vă rog să-mi permiteți să citesc din certificatul de naștere a unei poete. Muntele Ascuns și Lostrița Albastră confirmă prezența în câmpul literaturii noastre a unui poet de real talent, stăpân pe mijloacele prozodice și fixat pe teme din cele mai sensibile, dar și pe elemente de substanță în planul spiritualității la care își raportează destinul artistic. Semnează renumitul profesor de literatură română de la un liceu din Târgu Jiu, în același timp eseist și un strălucit exegent al liricii lui Lucian Blaga. El se numește Zenovie Cârlugea. Pretendea nostru. Membru al Academiei de Acolo. Mulțumesc, mulțumesc, domnul. Mulțumesc. Al doilea naș, ca să zicem așa, scrie. Neîndoios, autoarea formată la Școala Poeziei Clasice poartă cu sine o zestre de talent și sensibilitate care, atent valorificată, poate duce la reale izbânzi lirice, la trăirea și scrierea unor poeme ce nu vor trece ca o boare rece pe lângă cei ce le vor cunoaște. Și mai departe, aceeași mână scrie în manuscrisul Muntelui Ascuns, după citirea manuscrisului, prin cea de-a doua carte de versuri, Maria Șerban își continuă un univers poetic mai distinct, ilustrându-și aptitudinile și vocația, adăugând noi poeme ce s-ar putea alătura într-o viitoare reprezentativă antologie, din care va rămâne doar minereul prețios, nu odată limpede identificabil în versurile autoarei, spre a fi așezat în fața privirii cititorilor, comorile din Muntele Ascuns, numeroase și ele, purtate în paginile ei spre ziua de mâine. Semnează Nicolae Dragoș. Aceasta a fost o scurtă prezentare a poetei Maria Șerban. Mulțumesc!